Neața! Uite ce drăguț vine soarele! Dimineața asta e soare și sper că toată ziua asta e soare, pentru că Andrei are nevoie de o zi cu soare. Și ne-am trezit, o să mă duc repede jos să apuc să beau cafea cu el până pleacă la muncă, iar apoi să mă pun să editez vlogul de ieri. Și am observat că sunt petrecute și ăsta deja au deja cojiță și o să se cam ducă. Asta e partea bună, nu știu, de când am tratamentul, nu pot să zic tratament, dar mă rog, de când am introdus retinol în rutina mea și mi-am făcut așa, mi-am făcut un obicei, să zicem, din a folosi în fiecare seară ceva pentru asta, am observat că îmi trec mult mai repede coșurile și evident și de când am fost atunci la extracții și ar trebui să mai ajung la extracții la Estet Studio, dar pur și simplu n-am avut timp, că e foarte departe de unde stăm noi acum și trebuie să-mi aranjez programul în funcție de asta, dar mă rog, vedem. Trebuie să mai ajung. Dar da, acum și dacă mai mie să mă strulez din ăștia, îmi trec mult mai repede decât îmi treceau acum 2 ani de zile, de exemplu. Ceea ce e bine. Dar mă duc. Unde e cafeaua? Nu mi s-au făcut. Nu? O fac. O de asta. Bună neața! Pam, pam. V-am mers odată, de fapt, bună neața. It's ok. Voiam să spun ceva de care sunt foarte încântată. Da, și cred că mi s-a închis. Trebuie să-i dau drum. Așa. Să vă egalizez ca să nu arate chiar atât de ciudat. Să focalizăm pe fața mea. Poate mai bine pe fundal. Am pus zilele trecute pe Facebook un anunț, pentru că amândoi suntem fani, și eu și Andrei, și am urmărit toată Vocea României de la început, mă rog, și în anii trecuți, și ne-am dorit foarte, foarte mult să mergem în finală, să vedem și noi live-ul din finală, pentru că atunci se întâmplă cele mai mișto chestii și, na, e și tensiunea cea mai mare și tot. Și am zis să pun pe Facebook, pentru că am căutat pe Google, nu m-am lămurit, am văzut că au fost niște concursuri unde s-au dat niște bilete și cam atât. Mai mult de atât n-am găsit, adică dacă poți cumpăra de undeva bilete să mergi sau o chestie de asta. Și am zis să pun pe Facebook, că poate știe cineva să mă ajute, din câți prieteni am și eu pe Facebook, măcar atât. Și mi-a scris un scaiete, mi se pare foarte drăguț. Mi-a scris un scaiete care mă unește de 2 ani, că are un prieten care o să meargă la finală și că am putea noi să mergem și cu el. Și dacă vreau să-i răspund, zic, nu pot să cred, deci s-ar putea să mergem în finală. Și vă dați seama că dacă mergem în finală, vă iau cu mine. Ah, cât de tare, Doamne! În final la Vocea României. Dream come true, jur. Fericită. Mă pun acum să editez, pentru că după ce termin de editat o să mergem până la doctorul de familie cu Andrei. Cred că îl cam dor plămâni și tușește destul de urât și s-ar putea să aibă nevoie de medical vreo 2 zile și ceva tratament. Și evident că el nu s-ar fi dus singur și că trag eu de el. Ce cu bărbații de nu se duc la doctor dacă nu îi împingi de la spate? Nu înțeleg. În orice caz, da, asta o să facem mai încolo, așa că acum mă pun repede să editez ca să termin cu treaba asta și ne auzim mai încolo. Gata, l-am pus la randat, o să-mi desfac părul. Te omor, camero. Să desfac părul și cât stă el. Aula, am avut un mini heart attack. Mi-a arătat o oră jumate pentru un clip de 20 de minute și am zis, nu, iar începe să facă în mult timp și după aia a scăzut. Am ajuns la 36, 35, 34, 33. Doamne, cum scade? 32 de minute. 31, tot scade. Deci în loc să crească cum era înainte cu calculatorul vechi, scade. Ok, s-a oprit cam pe la 31. Nu, a mai scăzut, 30. În 30 de minute randează un clip de 20 de minute. Life! Deci, toane, nu.
Îmi pare rău că mă vorbesc atâta despre asta, dar nu cred că înțelegeți cât de entuziasmată sunt de faptul că nu mai stau ore întregi cu randarea. Sunt foarte fericită. Da, și cum spuneam, o să desfac părul, o să mi-l pieptăn și o să mă îmbrac cu garderoba capsulă, evident. Și o să mergem până la doctorul de familie. Am o dilemă, poate mă ajută unele dintre voi care se pice mai bine la plante. Am pus 2 copăcii de azalee în stânga și în dreapta acestei suculente aici, la fereastră. Problema este următoare. Opa, trebuie să oprim. Avem alarmă pentru pastilele lui Sky. Ăstuia îi merge foarte bine și e foarte drăguț, în schimb cel din dreapta tot timpul se ofilește și trebuie să-l ud mult mai des decât pe celălalt. Nu știu de ce. Eu bănuiesc o fi de la calorifer, pentru că sunt cam așa puși și pe aici între țevile și practic întotdeauna zona asta o să fie mai fierbinte decât zona asta, așa că am mai oprit caloriferul cu riscul de a fi mai răcoare aici, dar tot asta pățesc. Nu știu exact ce aș putea să-i fac să nu mai fie așa. Chiar nu știu. Mă supără. Aș vrea să fie la fel ca ăsta. Deci îi îngrijesc fix la fel, îi ud la fel, au aceeași lumină, dar... Dacă cineva are o idee, aș aprecia extrem de mult să mă ajute și pe mine. Nu știu ce să-i fac. Uf, ce soare este afară. Ne-am întors acum, a terminat și Andrei la doctor și din păcate are un început de pneumonie, cum bănuiam și noi. I-a dat niște concediu medical și mult antibiotic. Dar sperăm că trece repede, am înțeles că e bine, că l-a luat din timp și are șansa, adică să se refacă rapid. Dar nasol că a prins în decembrie. Iar la poștă am reușit să rezolv doar o parte din chestii, pentru că, ce, era o coadă de peste 20 de oameni, deci aș fi stat lejer 2 ore acolo dacă mă puneam la coadă, plus de asta n-aveam unde să mă mai pun la coadă, că era toată sala aia de poștă plină deja de oameni, adică n-aveai unde să mai intri. Adică am deschis ușa și efectiv m-am izbit de următorul om și am ieșit, că nu... N-aveam ce să fac. O să încerc să mă duc la poșta noastră de sat. Poate acolo e mai liber, chiar dacă sunt sărbători. Mă gândesc că fiind mai mică și fiind și sat și nu oraș, nu știu, încerc așa ca să trimit pachetul. Dar da, măcar am putut să-mi iau comanda de Black Friday de pe Mac cu șampoanele Biolaș, pentru că se terminaseră și părul meu duce lipsă. Păi era dor. Hai mă, bolnaviurile, că o să te faci bine. Nu mai are voie să iasă din casă deloc. Nu mai are voie să vorbească. Ce ai zis, mă, că n-am văzut? Eu am zis. Speram. Ești mândră de replica, da, ta? Da, sunt foarte. Râzi un om bolnav. Nu, nu e adevărat. Asta faci. Dar da, chiar nu mai are voie să iasă din casă. O să mă ocup eu de Sisco și mâncare. Bine, și Sisco a costat mai mult prin casă, că e foarte ger afară. Mă așteptam să fie mai frig de atât, sunt doar minus 1,5 grade. Mă gândeam că e mai frig de atât, că am venit pe jos apoi de la poștă la clinică unde a fost Andrei. Și am simțit altfel frigul, înghețase năsucul. Plus de asta, Bucureștiul este un patinoar imens zilele astea. Nimeni nu se îngrijește de străzi. Nimeni. Deci poți să pleci de acasă liniștit cu patinele la spinare și o să ajungi mult mai repede din punctul A în punctul B. Și nici nu mai plătești bilet la patinoar. Ce faceți, mă? Păi eu l-am făcut înainte, era tot dreptul lui să facă înainte, dar ălălalt nu i-a acordat prioritate. Asta zic. Asta spui, da. Și cum mergem acasă și atent. Mă gândeam să fac o supă cremă de linte. Știi că avem linte aia? Să văd ce legume mai am. Lasă boala să mă omoare, nu tu. Păi da, ca să te faci bine, de aia să fac, să te încălzească. Supă cremă de linte? E foarte gustoasă. Păi da. Știți, nu că e gustoasă. Da, nu pui doar linte, plus că e linte roșie. Lintea roșie e mult mai bună. Pui și niște boia dulce. Mai pui, oh, le-am deja pe gură. Niște legume. Și cu niște crotoane. Hai, sigur nu vrei? Sigur. Ești un copil tare dificil. Ne-am întors de la cumpărături și voiam să vă arăt că respect în continuare ținuta capsulă. O să fac un obicei din asta, cred că în fiecare vlog-uiler o să vă arăt și ce am îmbrăcat în ziua respectivă, ca să vedeți că nu trișez. Hei, domnule Sisco! Pe deasupra am luat paltonașul, pentru că era destul de fric și mi l-am încheiat până sus. Deci singura chestie nașpa la acest palton este faptul că buzunarele sunt de formă, n-are un singur buzunar nu are. Nu înțeleg cine face haină de iarnă fără buzunare, dar în fine, trecem peste această treabă. Îl desfac.
Tocmai am văzut că sunt niște amprente aici pe oglindă, nu știu cine le-a lăsat, să-i fie rușine. Bănuiesc pe Denisa că e mai la nivelul ei, așa. V-am zis că mi-am undulat ieri părul ca să l-am azi, adică l-am împletit ieri ca să l-am azi undulat. Mi se pare drăguț. Așa. Pe deasupra, puloverul ăla gri mai lunguț, cu colanții gri și cu cizmele de piele. Și asta e tot. Am fost cu mașina, de aia nu mi-am luat fular sau căciulă, pentru că e frig. Dar da, that's it. Deci, garderobă, capsulă, încă un ok și pe ziua de azi. Wow, ce se întâmplă acolo? Sisko, lasă pisica în pace. O, Doamne. Vedem doar un fund. Sisko. Sisko. Ce faci tu, băiatul braznic? În caz că vă întrebați ce se mai întâmplă sau ce se întâmplă în mod uzual cu pisica în casă, asta se întâmplă. Mi-au dărâmat floarea asta, săracă, au și strâmbat-o un pic. Și pământ peste tot. Am început să strâng o parte din chestiile care erau pe aici pline. După care luăm aspiratorul de mână și adunăm restul. Mulțumesc, pisicilor, mulțumesc! Și am postat și vlogul, un pic întârziat, că na, vizita la doctor s-a prelungit mai mult decât ne așteptam. Dar avem vlog. Hello, hello! Mi-am prins părul, deci nu suport, știu că arăt foarte... nici măcar housewife. Arăt foarte îngrijit așa când stau în casă cu părul prins în coc, dar n-am cum să stau altfel, nu suport desfăcut, nu suport. Plus că aș lăsa păr peste tot. Dar mi-am luat coletele de Black Friday de pe EMAG cu șampoanele de la Biolage, finally au ajuns. Nu știu de ce, la mine au ajuns mai târziu decât au ajuns la Denisa, dar mă rog, au ajuns și nu-mi bat capul. Și facem un scurt unboxing. Primul este un șampon pe care nu l-am mai folosit până acum, dar mi-a atras atenția. Se numește Cooling Mint Scalp Sink. Și este un șampon pentru scalp gras, cum am eu, și pentru scalp cu dermatită. De-aia l-am luat, pentru că conține ingredientul de care vă ziceam. Este al 1, 2, 3, 4, 5... Acum nu mai găsesc acel ingredient. Pe site era, sau poate m-am uitat eu că afra era la alt șampon. Posibil și asta, fai. Deci eu pentru asta luasem. Mă rog. Conține acid salicilic, deci s-ar putea să mă ajute și asta, dar eu luasem pentru că văzusem pe site că are în componența lui zinc pirition, ceea ce nu are. Așa că ori nu m-am uitat eu bine, ori sunt alte ingrediente pentru piața din America, nu știu care dintre ele. Mă rog, o să-l folosesc acum, dacă l-am luat, l-am luat. Dar este un șampon cu SLC, asta înseamnă că o să usuce destul de mult părul și o să-l folosesc doar la rădăcină. Iar în cealaltă cutiuță am setul pe care vi l-am arătat pe stories, noroc cu Denisa că mi-a arătat ca ofertă. L-am luat cu 110 lei și are practic șamponul și balsamul full size, cele pe care vi l-am arătat și eu în empties. Și între ele au și varianta de travel, tot așa de la fiecare șampon și balsam. Și eu am ales gama pentru păr deshidratat sau stresat sau ce vreți voi. Recover este gama aceasta. Și mă bucur că a sosit, pentru că, după cum spuneam, mi se terminase de ceva zile și nu-mi place să mă fac cu altceva. Adică m-am obișnuit așa, sincer, și părul meu s-a obișnuit așa și am văzut rezultatele pe el, așa că cam vreau să mă rezolv la asta. O să mai încerc, cum îl încerc și pe asta, de exemplu, din când în când și alte șampoane, dar ăsta rămâne preferatul meu, cu siguranță. Și dacă tot sunt aici, bine, hai să deschidem și ziua 3 din acest advent minunat. Ia, poate de data asta reușesc cu mâna. Ce e asta? Ce e asta? Facial Fuel. E pentru bărbați. Mergem să-i dăm lui Andrei. Păi așa, să vedem întâi ce este. Energizing Moisture Treatment for Men. Deci este cremă hidratantă specială pentru bărbați. Ca o paranteză. Nu este nevoie de produse speciale pentru bărbați în mod normal, adică nu este nevoie, punct, în sensul că ei în funcție de nevoile pielii și de tipul pielii, nu de sex, că n-are nicio legătură, dar înțeleg din punct de vedere al marketingului de ce e nevoie să faci astfel de produse, pentru că bărbații sunt foarte reticenți în a folosi produse de skincare și atunci dacă scrie pe ele mare că e pentru bărbați, că e făcut special pentru bărbați, că are o culoare din asta și un blămarin, o chestie de genul ăsta, atunci parcă îi convingi mai ușor și nu se mai simte atât de ciudat să folosească creme.
Dar doar despre asta e vorba, pentru că ingredientele și cremele în sine sunt la fel. Adică sunt pentru tipuri de piele. Un bărbat poate să aibă și el pielea uscată sau pielea grasă sau pielea mixtă. Nu există cremă pentru bărbați cu piele mixtă și cremă pentru femei cu piele mixtă, e la fel. În orice caz, hai să mergem să-i dăm lui Andrei, deși sunt sigură că nu o să fie deloc interesat, dar încerc. Schis adventul din acest vlog uiler. Da, și... Pe lângă faptul că ești scurs aici pe canapea, dar mi-a picat un produs pentru bărbați. Deci ai primit și tu ceva în adventul, ziua 3, de la Kiehl's. Combustibil de față? Da. Mă întreb oare cum mergea fața înainte. Da, cu siguranță nu bine. Oh. Dacă îl beau, are ceva pentru tu să-i face bine? Nu. Vrei să dau pe față cu ea, să vedem cum se simte? Hai că mă dau eu să văd. Hai. Deci, păi, cum ar trebui să se simtă? Să te energizeze, nu știu. Wow! Nu știu, nu-i pentru tine, m-am iubit. Nu trebuie să-mi dau pe un bar, nu? Poți să, nu știu, dă-te unde vrei. Cum ți se simte? Nu știu, că cred că îi place mirosul, te-ar mânca. Cred că o să mă lingă Sisco pe față, în primul rând. La fel ca înainte. Nu e, uite, arăți mai plump, mai luminos, mai hidratat. Vrei să o duc în baie? Pe etajera ta? Uh-huh. Nu pot să cred. Ce drăguț! Asta a fost de 1 decembrie sau când începe adventul? Asta a fost de 3. 3? Păi deschid în fiecare zi, ca și anul trecut. Până acum ce ai deschis? Până acum am avut un balsam de buze. Și ăla, practic, e unisex, dacă stai să te gândești. Dar mie de asta mi-a plăcut adventul ăsta. Da, așa să mă filmez și pe mine când zic asta. De asta mi-a plăcut adventul ăsta și l-am ales anul ăsta, pentru că e un advent pentru toată familia. Mine mai puțin pentru animale. Dar e un advent pentru toată familia. Adică după dai mulți bani pe el, dar practic se bucură toți membrii familiei și uite, au și produse de bărbați, cum e ăsta, ziua 1 înseamnă să iei un balsam de buze pe care îl poate folosi oricine și ziua 2 a fost o cremă de corp, ați văzut, pe care iarăși o poate folosi oricine, nu e de aia cu mirosuri, de flori, de nu știu ce, e cremă de corp simplă, hidratantă și atât. A primit thumbs-up-ul de la Andrei, bolnaviorul. Acum, dacă nimerești pentru ziua de mâine un Fairfax în el, ar fi perfect. Vrei și tu? Nu, Stiscu, nu linge crema. Of. Iubitul prostofaniu. Iubitul. Andrei s-a băgat un pic la somn și la legumit, că poate se simte mai bine. Și vreau să vă arăt. Mi-a zis că l-am prins cu his side chick. Sigur. Scuze. Nu. Vreau doar să filmez. Uitați-vă cine este. His side chick. Doare cum stă acolo. Ești că e un bebeluș. La tine mă referam, tu ești un bebeluș. Hai, bagă somn mic. Îți sting lumina. Să te refaci. Mergem să-l verificăm și pe Sisco. Hai să vedem. Sisco, ce faci? Unde tu? Altul care doarme dus. Leșinat. Lăsat. Deci singurii oameni treji în casa asta, cât de cât, sunt Fru și cu mine. Oameni, mă rog. E așa un fel de om. Un mini-om acolo. Hai înapoi la treabă, Frusina. Avem multe comentarii la care trebuie să răspundem și chestii de strâns. Dar comentarii dai. Hello. Ne-am întors. Pentru că după ce am terminat de răspuns comentariilor și sunt la zi cu toate, cu absolut fiecare comentariu, nu le-am răspuns tuturor că mi-era practic imposibil la câte erau, dar am dat inimioară multora, am răspuns acolo unde era cazul de răspuns, că era o întrebare sau, mă rog, un mesaj mai drăguț, mai lung și dacă voi faceți un efort, evident că o să fac și eu unul pentru voi și le-am citit oricum pe toate. Deci sunt la zi cu tot. Și mă gândeam să gătesc rapid sau, mă rog, nu chiar rapid, depinde cât timp o să-mi ia, ceva. Planul este să-i fac niște orez fiert lui Sisco, să-i amestec cu bobițele. Și pentru noi să fac niște ficăței la grill cu piure. Așa că o să mă apuc întâi și întâi de curățat cartofi.
și depus la fiert orezul lui Sisko. Gata și masa pe această seară. Un piure simplu și natural. Andrei evident că își mai pune sare. Eu mănânc foarte nesărat, așa că trebuie să se adapteze el. Și ficatel. Bravo! 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 Ce? Bravo! Bravo! Liber, băiatul! Liber! Deci ne-a dat un scaiete sketch-ul ăsta cu puiul Călinescu, apropo de Sanda Marin din vlogul trecut. Ce foarte funny! Se unge bine peste tot! Peste tot, da! O să vă las link-ul în descriere. Mandarine și Sisko. Am pus-o, cred că mănâncă. Mă așteptam să se strâmbe, să fiu sinceră. Hai întâi să căutăm pe net, dacă-s bune și pe aia mei dăm. Mai vrea? De ce să linge pe bot flyer-ul? Cum te mai simți? Mai bine. Ce? A furat asta ceva. Am un șervețel de-al tău. Dar cumva îl vrea. Ce vrei, mă, tu? Nu primești. Nu, nu? Hai să spunem noapte bună, să încheiem acest vlog. Că văd că ți se închide ochii. Noapte bună, Sisko!